puiul meu, ce dindrăzneț curajoasă ești, dar trebuie să ai frică. Asta te dă afară de la lucru. Tu în ce timp trăiești, tu nu înțelegi că el este interzis. Și iată, a fost un concurs la Binder, concurs regional, și eu, deșteaptă cum eram, am suit pe scenă și am citit, am spus tare, George Coșbuc, noi vrem pământ. N-avem puteri și chip de acum să mai trăim cerșând mereu, că prea ne schinjuiesc cum vreau stăpâni luați din drum. Să nu dea Dumnezeu cel sfânt, să vrem noi sânge, nu pământ. Când nu vom mai putea răbda, când foamea ne va răscula, Hristoși să fiți, nu veți scăpa nici în urmă. Știți, eu vreau să vă spun că eu am fost o persoană nu chiar comodă. Și pe timpurile celea și pe timpurile astea. Am avut tare mulți buni învățători din cei care ocupau posturi, mai ales în partid. Și așa încet șor la urechi îmi spuneau, mai încet la cotitură, nu așa brusc. Și eu întotdeauna întrebă, de ce? Iată, nu știu, nu ajungea la mine faptul ăsta că eu, pe urmă, o să fiu păgubașul. Iată, când au ales-o în cum se numește, Sovietul Ministrilor URSS, cum, Sovietul Ministrilor din Uniunea Sovietică, au ales-o, mulgătoare de la Talmaza, Maria, nu știu cum familia, i-am uitat-o. Veșnic venea bătută, bărbatul s-o bătea de Doamne ferește, și eu l-am întrebat pe secretarul de la executiv. Îl întreb, Țăun Spangi, spuneți-mi, vă rog, pentru ce noi am ales-o, dar cum am ales-o? Ne-a dat, era o singură familie și trebuie, ne-a spus că treaba noastră e să ne ducem și să aruncăm în urnă acest buletin. Și gata, ea că așa a fost alesă, ea nu-i ales. De membru a Ministrilor din Uniunea Sovietică. Omulgătoare, da. Și eu am întrebat-o, e doar nici să citească că lumea nu poate. Ce poate să înainteze e? Și el mi-a spus, se vede că tu încă n-ai crescut până la nivelul care trebuie să înțelegi politica partidului nostru. Acum am înțeles? Dar ce folos că am înțeles? Pentru că tot nu pot să fac ce cum văd eu. Pentru că demo altă putere își impune părerea. Și ceilalți, nu să zic nesocotit, dar neargumentat, nu știu cum, își dă votul. Fără să uite de parte înainte. Fără ca să analizeze. Și de hrișcă, de bani, de cizme, de caloși, de nu știu ce. E rușinos asta. Și iată câteodată vin la lecții și ei îmi spun, spuneți-ne ce trebuie să facem noi acasă, dar dați noi vrem pe tema asta să vorbim. Noi am discutat despre cum să-mi fac o carieră. Ei spun că ceea ce am făcut noi la lecții ne-a ajutat, dar noi avem încă foarte multe întrebări. Lucruri ca de este de viață, cum să fac cunoștință cu o fată, cum să aibă o imagine bună într-o gașcă, într-un colectiv de copii. Ce le place, doamnă profesoară, spuneți-vă, rog, ce le place fetelor?
noi ca despre asta noi discutăm și la ce poți să ajungi dacă tu ești în stare de ebrietate, ce poți să faci tu. Și iată, aici am vorbit despre să fac atâtea violuri, și ce înseamnă un viol cu o minoră, câți ani te așteaptă și pentru ce trebuie să-i faci asta tu. Ребята, мне очень часто бывало стыдно перед своими детьми, что я уезжала из дому в 6 часов утра и приезжала и в 11, и в 12 часов ночи. И целый день я была на работе. Eu cred că numai generația tânără, dar generația tânără, atunci școala unică, numai școala nu poate să... să facă revoluție în mentalitate, nu poate. Asta trebuie părinții, asta trebuie societatea, asta toți la un loc.